Aș dori să vă atrag atenția asupra unui lucru foarte, foarte important. Acela că, începând de la o întâmplare, se spune că la una din biserici a venit o femeie cu un copil și femeia respectivă nu avea batic pe cap, nu era capul acoperit și cineva din biserică i-a atras atenția acestei femei asupra acestui fapt. Femeia s-a supărat și a plecat. Și ne spune învățătura aceasta, nu știm dacă ea a mai revenit în biserică sau nu. Plecând de la această întâmplare, de această poveste, aș vrea să vă spun și eu următorul lucru. Atunci când intrăm în Sfânta Biserică, gândul pe care îl avem și pe care ar trebui să-l avem, este unirea noastră cu Dumnezeu. Dar este o unire în gând, în rugăciune, în cuget. Adică întreaga simțire se unește cu Dumnezeu. Clar că este foarte greu să facem lucrul acesta, dar ne străduim fiecare dintre noi. Deci amintindu-ne de aceste două gânduri, acea poveste și despre scopul pe care noi îl avem atunci când intrăm în biserică, să încercăm și să ne străduim să facem lucrurile acestea. Adică să fim cât mai cuvincioși îmbrăcați, așa cum se cuvine, fără ca să ne judecăm unii pe ceilalți, iar apoi gândurile noastre să fie întotdeauna la rugăciune. Când nu reușim să ne adunăm, atunci luăm o pauză și continuăm. Pentru că ați aduna gândurile nu e un lucru ușor. Nu e așa cum îți aduni hainele și le pui pe ață să se usuce sau le pui în dulap după ce le-ai călcat. Ați aduna gândurile înseamnă a aduce ceva de foarte departe, de a-l opri și a-l pune înaintea Domnului spunând, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. De aceea, plecând de la aceste două lucruri, să încercăm, repet, să fim buni credincioși, dar cu multă severitate față de noi înșine, vedeți? Noi suntem severi unii cu ceilalți, dar foarte puțin severi, adică îngăduitori cu noi înșine. Suntem severi cu ceea ce fac ceilalți, însă noi nu suntem foarte atenți la ceea ce facem noi, la ceea ce gândim, la ceea ce vorbim, la ceea ce fac copiii noștri, gândindu-ne tot timpul la ceilalți și judecând, bineînțeles, lucru care nu este bun. Așa că Domnul să vă ajute și să prindă acest cuvânt, această sămânță, să prindă rod și să înmulțească în fiecare inimă. Domnul să vă ajute.